ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Pe 29 iunie, în fiecare an, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ei au fost primii apostoli ai creștinismului. Biserica Ortodoxă îi cinstește în mod special pe cei doi apostoli, rânduind o perioadă de post specială. Postul Sfinților Apostoli este unul dintre cele patru posturi de peste an, alături de cele ale Paștelui, Sfintei Maria și Crăciunului. În vechime, acest post se numea Postul Cinzecimii. Spre deosebire de celelalte posturi care au o durată fixă, postul Sfânt Petrului are o durată variabilă, în funcție de data variabilă a Paștilor. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați și patronii penitenciarelor, pentru că amândoi au trecut prin lanțuri și prin închisori pentru cuvântul Evangheliei lui Hristos. Ambii au fost eliberați în chip minunat de Îngerul Domnului în urma rugăciunilor pe care le-au făcut, la care se adăugau și rugăciunile întregii biserici. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o să vârși, la Domnul să cerem. În tradiția românească, sărbătoarea Sfinților Apostoli este cunoscută sub numele de Sfânt Petru de Vară. Aceasta marchează miezul verii agrare și începutul secerișului. Potrivit tradiției, din această zi, cucul și privighetorile nu mai cântă. În tradiția populară, până în această zi, nu se scutură merii. Se crede că, dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei. Pentru sporul casei și pentru sănătate, se respectă tradiția moșilor de Sfânt Petru și se sfințesc la biserică pachete cu colaci, lumânări, mere dulci și mere acrișoare, apoi aceste ofrande se împart oamenilor săraci.